Aici am pudra asta, cum îi spune, pudra de aia transparentă, translucidă sau elucidă asta, de la Make Up For Ever. Și de câte ori am folosit-o și eu și Rosela, am observat că în poze se vede pudra pe aici. Deci mai are un pic în ea, am hotărât să o aruncăm pentru că după aia în poze ne iese fața. Mă țineți minte că am făcut eu un clipuleț cu machiaje și era tipele, toate actrițele alea cu pudra aia pe fața albă, ziceai că se drogase cu cocaină. Eh, așa se vede cu pudra. Ops. Asta e un pix. Am zis că e mascara de un eyeliner, un pix. Asta este un creion. Nu știu, s-a demontat, s-a belit pe aici. Mi s-a rupt vârful, s-a făcut dezastru. Era un creion, un eyeliner din ăla... nu mai se vede de ce marcă este. Era un eyeliner din ăla cremos, creion, așa, care se scotea. Aruncăm și astea, marca asta este chiar de căcat, mic. Pentru că nu e rezistentă, nu e calitativă, e pai de viață ei. Și am luat ăsta, dar e sidefat. E alb, dar e sidefat. Îl arunc pentru că nu l-am folosit niciodată. Nu am ce face, nu mă interesează. Aici mi se pare că e un creion și ăsta e un eyeliner ca carioca și îl arunc tot la fel, nu l-am folosit. Aici am un rimel, mi se pare e un rimel, nu mai țin minte. E un eyeliner, mi se pare că tot de la Alexandra, Alex, îmi pare rău, nu l-am folosit și a trecut deja mai mult de un an. Am uitat de el cu insertarele mele pe acolo și trebuie aruncat de tot. Ne se bube pe ochi. O să arunc și ăsta. Este de la Wycon. Vedeți, fac că cumpăr mereu o grămadă de răcini. Le folosesc puțin și pe urmă mă satur de ele. Este de la Wycon. Mai are jumătate în el, dar a trecut prea mult timp și trebuie aruncat. Aici am un alt eyeliner. Essence, nu mai țin minte că l-am cumpărat, are încă în el, dar vă dați seama că are 1000 de ani aici și îl arunc, eu și așa sunt sensibilă rău la ochi. Iar la fel ca ăla de la Wycon, ăsta e albastru, la fel trebuie aruncat. Și gata. Și aici și ce am aici? Sânge. Nu e sânge, sânge din ăla fals. Blood. Sangue finto. L-am luat, cred că, acum 2 ani pentru Halloween. Sânge! Și gata, mă. Am aruncat tot. Gata. Astea sunt machiajele pe care le-am aruncat. Mai trebuie să mai fac eu o tură de curățenie. Asta a fost așa mai bă. Mă ustură de mori. Vă dați seama de câți ani am fi pe acolo? Mă ustură. Dacă mă ustură pe mâini, vă dați seama pe față ce făcea asta. Dezap. Sângea! Trebuie să facem așa un... mă tem să uită la mine așa. Mama e nebună. Mi-am făcut tatuaje. Uite, mă, mi-a rămas pătat aici de sânge, bă. Ia uite ce mă ustură mâna, mă. Cred că mi-a ieșit și niște... mi-a ieșit niște de alea, mă, te. Niște bubițe. Uite-te și tu, mi-a făcut alergie așa, într-o secundă. Asta a fost clipul de astăzi. Sper că nu v-am plictisit. Când încerc să vorbesc de chestiile astea, mă
fac așa, mă moi, nu mai sunt... În schimb, când vorbesc de dietă, sunt... Cu machiajele, cred că mă plictisesc eu la un moment dat. Vă dați seama că vă plictisești pe voi, dacă eu la un moment dat încep... A, asta este un rimel, a trebuit să-l arunc, pentru că... Iar în ciclu, am înnebunit astăzi. Sper că video v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian. Stai, 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 stai. Ciao!